Bun, acum ne-am mutat în zona centrală a orașului. Suntem pe fostul bulevard Ice Brătianu, actual, cred că Tudor Vladimirescu. Pentru că în spatele nostru, acolo în 1912 chiar era o statuie a lui Ice Brătianu. Acum văd o statuie, dar e altceva? Între timp au venit comuniștii și au schimbat pe Ice Brătianu cu Tudor Vladimirescu, da? Și vreau neapărat să vă arăt o frumusețe de clădire. În spatele tău este vechea primărie construită la 1852. A fost în perioada comunistă, inclusiv Sfatul Popular. Iar probabil tot așa de prin anii 70 s-a schimbat în judecătorie și chiar acum judecătoria o să intre în renovare cât de curând. Dar este bine că s-a păstrat și o să păstreze și o să sperăm că o să restaureze turnulețul. Ideea e că la un moment dat a ars, prin anii 80 a ars scara care era de lemn. Scara care te duce până sus. Toate fotografiile aeriene cu orașul Calafat sunt făcute din turnul ăsta. Iar eu am încercat anul trecut și eu le mulțumesc celor de aici că m-au lăsat. Culmea, da? Că chiar dacă e judecătorie, normal, n-ai voie. Dar aici oamenii, cum am spus, sunt calzi, sunt primitori. Inclusiv am putut să intru în turnul judecătoriei, nu mi-a venit să cred. Da. Deci asta este primul primar al orașului, îl chema Abramovici. Dar nu are legătură cu magnatul, e de echipă de la Chelsea, okay. Postul, da? Nu prea le-am cu fotbalul, dar n-are legătură. Ideea este că sunt foarte mulți bulgari au venit aici, dar bine, tot români erau. Dar erau aromâni, da? Okay. Fie din Valea Timocului, deci foarte mulți am căutat de-a lungul timpului toți oamenii, da, care locuiau aici, în special nu neapărat moșierii, că pe mine mă interesau mai mult comercianții. Să văd ăștia că, de fapt, care au dat bani și au construit toate palatele astea frumoase. Da? Deci Avramovici a fost primul, Pasareț i-a dat puternic, a schimbat total orașul. Ideea e că până în războiul de independență, cam pe aici se termina orașul. Aha, ok. El era în jos, înspre Vidin. Unde este gara, în zona aia. Deci și să înțeleg că și de aici încolo a fost bombardat atât de mult încât în timpul de război de independență au bombardat tot. Adică eu găsesc inclusiv pe la 1880 sau 90 oamenii încă își mai cereau bani despăgubiri de la stat pentru casele lor demolate, distruse. Uh-huh. Asta e ideea. Și atunci, după războiul de independență, au mutat puțin orașul mai spre deal, cum ar veni, pentru că oricum aici e o zonă mai deluroasă. Și eu zic că e bine că a ieșit super, pentru că sunt câteva construcții destul de frumoase. Totodată ne-ai spus că blocurile sunt aranjate la marginea orașului. O altă chestie foarte interesantă este că primarii comuniști nu au acceptat să demoleze centrul vechi, casele astea frumoase, au construit. Bine, sunt câteva, hai să zicem, intrări, da? Adică au demolat puțin, dar foarte puțin. Nu ca în Craiova, de exemplu, au demolat tot centrul istoric, da? Uh-huh. Dar aici au construit cartiere, că sunt practic două cartiere de blocuri, la intrare în Calafat, cartierul Traian, uh-huh. Da? Și în spatele nostru, undeva acolo, mai departe, la încă vreo 4 străzi de aici, este noul cartier, noul. De fapt, da, când au fost construite ambele în același timp, Mogador. N-am găsit de unde vine ăsta Mogador, sună așa spaniol, da? Probabil că ați avut noroc și că nu s-au produs foarte multe pagube la cutremurul din 77, că cam peste chiar au fost construite bine. Și uite, de exemplu, în stânga noastră, aici, în dreapta voastră, da, avem Casa Mirică de care vă povesteam, unde ați văzut și partea cavoul la roșu. Da. Deci Vasile Mirică aici a construit-o tot Adoti Pietro, da? E construcție făcută în 1909, dar el a murit aici, da? Uh-huh. După ce a murit, fiul lui Marian Mirică, care deja se mutase în casa din Craiova, da? A vândut partea asta pentru că pe ei nu îi mai interesa zona asta de aici din Calafat. Deja se mutase în Craiova, uh-huh, uh-huh. Și a vândut-o către Ocolul Silvic. Culmea că și acum, în acest moment, tot Ocolul Silvic, clădirea este destul de frumoasă. Are foarte multe elemente art nouveau, iar în interior este superb. Deci toate sunt păstrate. A fost restaurată, cred că acum vreo 10-15 ani și încă se păstrează bine. Deci ceea ce reușești să bine, să intri și cu oameni să le arăți interiorul. Da, 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 dar doar în timpul săptămânii, pentru că în weekend nu e nimeni să deschidă. În dreapta noastră, stânga voastră, avem frumusețea de casă, bine, puțin modificată, dar tot în stilul Art Nouveau.
Bine, de fapt e un eclectic cu, mai, cu influențe Art Nouveau. A lui Sima Naiculescu, ce e interesant că este și casa din Craiova și casa din Calafat, una din casele din Calafat, că avea mai multe, da, da, asta e singura care a, s-a păstrat, sau cel puțin de care știu eu că s-a păstrat, da? Vedeți că turnulețul ăla acolo, de fapt, sunt dependințele. În Craiova, tot dependințele, tot cu turnuleț. Da. Avea o chestie. Oamenii atunci, nu știu, mi se pare că erau mai romantici, așa, în construcții mă refer, da? Nu neapărat că am ceva împotriva construcțiilor noi, sau na, noului stil care este promovat la Facultatea de Arhitectură Ion Micu. Fiecare stil trebuie apreciat. Le Corbusier, da? Că peste tot, toți, noua generație, toți sunt cu Busier, linii simple, drepte și atât. Fără niciun... Fără nicio chestie ieșită din comun, așa. Astea sunt frumoase de privit. Da. Nu știu, așa am eu. Poate că sunt old school sau n-am. Ăștia chiar îmi plac, pentru că sunt frumoase. În stânga, exact pe colț, era unul din magazinele lui Gheorghe Matei, da, de care avem și mormântul lui în cimitir, da, de care vă spuneam că fiul lui Gogu Matei s-a mutat la Craiova, a construit de tamai palatul pe locul unde s-a născut, unde a avut casă părinții lui Titulescu. Okay. Deci totul se leagă, nu știu, e superb. Deci asta este făcută la 1892, că și scrie pe feronerie. Eu știu, o frumusețe de colț, cum ar veni, da? Da. Și acum intrăm pe esplanadă, pe zona publică, da? Înainte toate străzile erau paralele. Doar această zonă a fost modificată special pentru oameni, da? Ca să, să se plimbe. Și avem și aici, e destul de frumușel, monumentul din primul război mondial. Localnicii zic Florea, pentru că unul din cei care au murit acolo, chiar așa îl chemă, Florea, și primul, da? Și așa îl denumesc, este destul de frumușel. Nu am descoperit până acum cine este sculptorul și cine... Nu se vede, nu s-a notat, ceea ce e rău. Dar ăsta este monumentul eroilor calafetei din primul război mondial. Și sunt foarte multe nume destul de cunoscute, adică oameni, boieri, inclusiv boieri se duceau în război. Deci nu era vreo problemă. Ideea este că atunci când bulgarii au venit, au făcut dezastru aici. Adică au spart toate casele, furau de peste tot. Na, așa a fost chestia. Deci asta este monumentul și acum ne ducem către Palatul Drăgulescu. Haideți să-l vedem. Hai să mergem. Începem cu zona de bogați, să zicem așa, da? În cimitir am fost la Palatul Drăgulescu, primul, la cavou, da? Drăgulescu, primul din ele, și acum mai vedem și palatul. Ideea este că sunt multe case care sunt imense, dar sunt considerate case, și multe palate care sunt mai micuțe, dar sunt totuși considerate palate. Ăsta din spatele meu, unde este actuala primărie, unde o să și intrăm, da, este vechiul Palat Drăgulescu, deci trei generații de primari. Da? Este construit prin 1907-1908, bineînțeles, tot întrepriza Adoti Pietro, pentru că aici aveau sediu. Da? Intrăm. Chiar la intrare o să avem o surpriză. Să știi că sunt multe geamuri, multe case boierești, dar sunt făcute procedeul chimic, da, adică foarte multe floricele, dar nu erau de firmă. Culmea că astea de aici, de la Palatul Drăgulescu, sunt de firmă și chiar e trecut acolo jos Zvolfer București. Ia să vedem, da? Ia întoarce-te. Deci voi, la un moment dat, ca să la un moment dat să și căutați strada, pentru că și scrie și strada. Deci fabrica de oglinzi Zvolfer București și trebuie din spate să vedeți strada, dar să țineți voi minte să vă duceți și vedeți. Deci tot ăsta este procedeu chimic, da? Mm-hmm. Doar doi oameni mai sunt în țară care poate să facă așa ceva. Doar okay. Doi oameni și doar geamurile astea de la intrare costă undeva la vreo 10-15.000 de euro să le refaci. Wow. Deci, da, ca să vă dați seama, da? Și acum intrăm în vestibul, superbul vestibul. Destul de multe stucaturi frumoase, dar ce e interesant este că picturile sunt realizate de
în ghilimele, zugravul Olteniei. Așa. Și este și notat acolo Francis Tribalski. Această pictură este restaurată în 1979, cum scrie. Dar sus Francis acolo. Tribalski, o să mergem și la muzeu și o să vedeți că făcea destul de multe frumoase, destul de multe lucruri frumoase. Bineînțeles că un vestibul nu poate să fie fără, cum zic americanii, never ending mirrors. Culmea că am intrat în niște case, da, unde unghiul era, nu știu, vreo 2-3 grade diferit și nu era efectul ăla de, aha, de okay, infinit. Ei, aici l-am văzut. Bine, astea sunt puse bine și noi ne vedem până la infinit. Exact. Bine, acum e bine că sunt puse aceste plante în acasă, nu se vadă. Sau ar trebui totul să se vadă și... Se vede. Și cea care filmează, da? Nina, bineînțeles. Aici este biroul City Managerului, da? Ce e interesant că sus nu este, nu este lemn, da? Este stucatură. Și în Craiova am găsit, cred că, cel puțin 4-5-6 case care au identic, bine, identic, da? În stilul ăsta. Și bineînțeles, picturile, la un moment dat, dacă dăm cu zoom pe ele, se vede notat Francis Tribalski. Ăsta e zugravul, în ghilimele, al Olteniei. Și vedeți cât de înalte sunt. Orice casă, bineînțeles că avea acei oameni care lucrau pentru boieri, erau cu un contract. Am găsit, de exemplu, niște contracte în Craiova, într-o casă, într-un pod, da? În care, bine, acolo era actul, contractul în sine trebuia rupt sau trebuia, pentru că ăia nu s-au comportat bine. Deci, cumva nu erau slugi. Nu erau slugi, erau oameni care erau plătiți. Și ce ai găsit pe acolo? Ce scria? Că nu ne-a plăcut și perioada de 2 ani de zile să se reziliem contractul, pentru că nu au făcut anumite lucruri, da? Acum intrăm în biroul domnului primar. Și la fel, vedeți stucaturile pe sus, aici nu sunt picturi. Avem și un stack dacic acolo, o pictură. Trebuie să fie și vedeți toate stucaturile, cred că și în camera cealaltă sunt la fel. Dar vedeți cât de înalte sunt. Bine, și la un moment dat și aici, probabil erau la un moment dat o sobă, da? Dar da, probabil în perioada comunistă a dispărut, dar e bine că s-au păstrat aceste stucături. Sunt vreo 3-4 camere în această clădire care încă se, na, care e puternic ornamentat, da? Dar da, și nu pot să nu remarc construcția podului, da? Cu multe etape și multe faze, observ. Culmea că l-am prins și eu. Că în 2013 s-a finalizat podul New York, Europe, noua Europa, și să sperăm că o să intrăm și noi în Schengen. Deci noi filmăm acum și peste câțiva ani când o să fim în Schengen. O să zicem, eu uite pe vremea aia, da, voi eu în Schengen. Am ajuns în primăria din Calafat, suntem cu primarul Doru Mitulețu și dânsul o să ne zică câteva povești despre Calafat, chiar. Povești reale, în primul rând, și bine ați venit la Calafat. Bine v-am găsit. Îmi pare bine că v-ați făcut timp și să ajungeți și în localitatea noastră. Cu plăcere. Pe considerentul că este o localitate de referință a țării, care toată lumea ar trebui să cunoască numele de Calafat și să știe și istoria țării. Ținând cont că vorbim de istoria țării, putem spune și ne mândrim cu acest aspect, brandul Calafatului este independența. La 1877, la 9 mai, aici a fost trasă prima salvă de tun, care a anunțat întregii omeniri că România este un stat independent. Cu acest brand noi încercăm să ne prezentăm inclusiv cu zonele din Calafat, unde este singura localitate din România care are un număr de 7 monumente istorice dedicate acelorași evenimente. Ne referim la independență. Orașul în sine este așezat într-o zonă foarte pitorească și încercăm de-a lungul timpului și următorii care vor veni după mine, sper să ducă această bătălie de a prezenta orașul ca un oraș turistic. Așa ne-a pus Dumnezeu să fim pe malul Dunării, trebuie să ne folosim de ce ne-a dat Dumnezeu, este o zonă extraordinar de frumoasă,
pe care vă invităm să... Asta vrem să arătăm, da? Veniți. Să arătăm... Avem litoral oltenesc, putem spune zona Pașcov, unde în fiecare vară mii de oameni aproape în fiecare zi vin și se simt bine. Se țin și festivaluri. Chiar acum o săptămână a fost un festival. Nu, alaltăieri s-a închis tabăra Folk, a 26-a ediție a taberei Folk, una dintre cele mai vechi din România. Exact. Cu nume de marcă și de referință ale folcului românesc și, de ce nu să spunem, și cu viitoare talente care mai devreme sau mai târziu vor ajunge și ei certitudini cu privire la brandul lor de cântăreți folk. Un grup de tineri extraordinar care a venit în acest an ne-au cântat și ne-au încântat cu cântecele lor și cu aptitudinile lor vocale. Super! Asta vrem să arătăm și noi, să arătăm că este o zonă turistică, că este o zonă frumoasă, interesantă și că merită să vii cam de oriunde. Noi venim de la 4 ore și jumătate, dar ne face plăcere să vedem ce găsim și suntem nici măcar la jumătate. Deci mai urmează să mai descoperim și alte lucruri minunate. Carafa, tu, mie îmi place să spun că este poarta de intrare în țară, nu poarta de ieșire din țară. Știți bine că suntem la granița cu Bulgaria, Calafatul se învecinează cu Rovidin, oraș de reședință de județ în Bulgaria. Ținând cont de acest lucru, avem și anumite inadvertințe cu privire la acest trafic rutier infernal. Coada mică de tiruri. A sprins-o pe amică dumneavoastră, dar de regulă are undeva la 13 km permanent. Wow. Avem demersuri făcute ca să realizeze o mare parcare de a prelua acest trafic și o bandă de stocare. Merg în paralel și să sperăm că vom rezolva această problemă. Doamne, ajută să fie cât mai repede. Clar se va întâmpla, cred că garantat. Diferența e doar de timp. Ca și istoric economic al Calafatului, înainte de 89, Calafatul avea un număr de salariați mai mare decât numărul de locuitori, ținând cont de zonele limitrofe care veneau și lucrau. Aveam o platformă industrială foarte bine dezvoltată, cu multe fabrici, dar ca și în alte localități din România, Calafatul nu face notă discordantă din așa ceva, această perioadă de industrializare a apus. Da. S-au distrus multe fabrici, s-au dat la fier vechi, altele deja și-au căpătat altă formă. Asta este perioada de... Contează să înceapă ușor-ușor Calafatul să se dezvolte. Exact acest lucru vreau să vă aduc în vedere, ținând cont de viitoarele proiecte care apar în zonă. Este o conductă de gaz, Calafatul nu are gaz, dar în acest moment s-a finanțat de către Guvernul României continuarea conductei de gaz de la Craiova-Segarcea și de la Segarcea către Calafat. Ok. Și așteptăm cu înfrigurare și cu nerăbdare ca această conductă să aibă un termen, un deadline cât mai apropiat de dorințele noastre. Doamne ajută, o conductă care aduce căldură în casele oamenilor. Exact. Bine, noi continuăm explorarea și ne bucurăm că ne-ați primit ca și oaspeți și... Ce ar mai fi vrut să vă precizez cu privire la Calafat. Calafatul este o zonă, a fost și este o zonă cosmopolită. Ținând cont că avem portul, în această perioadă și în perioadele de dinainte s-a făcut mult comerț cu cereale. Dacă vă duceți acum în zona noastră, o să vedeți multe silozuri de cereale cu societăți care încearcă să-și dezvolte activitatea economică pe această speță, comerțul cu cereale. Deci, vedeți, istoria se repetă. Și să sperăm cât de bun augur pentru Calafat. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim că ați călcat meleagurile noastre și vă așteptăm cu drag întotdeauna. Cu mare plăcere. Toate cele bune. Voi să vă gândiți că era Drăgulescu aici, probabil în weekend, când avea și el liber și nu se mai ocupa de business-ul și, sau de destinele orașului. Avea să chef să bea cafea sau ceiuțu, da? Sau țuiculița de dimineață și ce făcea? Se uita vis-a-vis unde era Marincu și probabil Marincu era în turnuleț. Și el la fel așteptând să vină cineva la el să bea cafea. Și acum problema e la cine bem cafea, la mine sau la tine? Suntem în, cred că, cea mai frumoasă construcție din Calafat, într-adevăr, și este pe locul 2 în Oltenia, ca și frumusețe, este Palatul Ștefan Marincu, construit în 1907, legenda, ce s-a întâmplat e puțin mai dramatic. De ce? Ștefan Marincu a avut două fete, prima Olga,
care a murit la o lună și Mărioara la 13 ani. Uh-huh. Și practic el a construit acest palat în memoria ultimei fiice care a murit de TBC, bine, atunci în perioada aia cam asta se întâmplă. Cu povestea Iuliei Hajdeu. Cam așa ceva. Și atunci el a donat, bine, a donat după moartea soției Maria, care a murit în 1926 și a lăsat în testament ca după ce moare și soția sau unul dintre ei, uh-huh, atunci să intre în proprietatea statului și să se transforme în liceu de fete cu numele de Sfânta Maria, ca exact Mărioara, pe care o să o vedem, inclusiv statuile o să le vedem în interior. Ele au fost recuperate din cavou din cimitir ăla mare frumos. Okay. Uh-huh. Da, ca și construcție, deci a fost finalizat în 1907, bineînțeles, la fel la întrepriza Doti Pietro. Ca și arhitect e unul destul de cunoscut, de francez de data asta, Paul Gautreau. El a făcut, bineînțeles, și Palatul Jean Mihail din Craiova. Deci, practic, avem un arhitect care a făcut două bijuterii în Oltenia și noi ar trebui totuși să, la un moment dat, unul din aceste două orașe sau hai mai multe, să-i pună măcar o străduță de aia. Oale! Mm-hmm. Oale e mică, să-i dea și numele lui Paul Gautreau. Și prin București mi se pare că a făcut ceva. Da, bine, a făcut în toată țara, dar mă refer aici, în Oltenia. Asta este intrarea monumentală, bineînțeles, cu lei parcați înainte, da? Nu trebuie să le cer voie prima oară ca să intri, dar hai să-i dăm prima oară un ocol și după aia intrăm și în interior. Pentru că pe lângă cele două bovindouri frumoase, chiar făcute cu bun gust, este un turnuleț, eu îl numesc farul calafatului. Așa. Pentru că chiar e, arată ca un far. Mi-ar fi plăcut să fie un astfel de far în fiecare oraș port din mm-hmm, România. Dar uite-te, zici că este fix un far, ca în filmele alea, nu neapărat alea de groază, alea frumoase, știi? Aha. Alea mai romantice. Deci eu văd oricum palatul ăsta o casă romantică. Iar Paul Gautreau probabil chiar la asta s-a gândit, pentru că dacă este pentru o fată, pe atunci trebuie să fie un palat frumos. Da? Da. Cu linii superbe, frumoase. El oricum l-a construit în neoclasicul francez, dar are foarte multe influențe rococo, baroc. Deci, na, hai, e un eclectism, da? Până la urmă, da? Putem să mergem exact în zona aia de acolo, din colț, pentru că se vede farul, în ghilimele, destul de frumos. Se vede mai bine de acolo. Da. Aici este o zonă de plimbări. Oricum acolo căsuțele alea mici erau dependințele pentru cei care lucrau pentru palat, pentru că un palat trebuie să fie întreținut. Dar uite cât de frumos se vede. Da. Și în acel bovindou mare o să intrăm și acolo cred că era birou probabil sau sau acolo în stânga la balcon. Da, în stânga acolo, iar deasupra este un balconaj, da, se vede exact toată zona, inclusiv vidinul, o să vedem inclusiv vidinul când o să mergem. Ajungem acolo să-l vedem. Da. Iar zona în care o să mergem acum e specială pentru mine, pentru că de fiecare dată când mă trezesc mai de dimineață, vin până aici și îmi beau cafeaua, pentru că este cel mai liniștit. Nu că orașul n-ar fi un oraș liniștit, dar este mai liniștit decât liniștitul, okay, da? Ia să vedem. Și pentru că eu am o pasiune pentru feronerii. Și pentru feronerii. În special pentru feronerii, okay, pentru că mi se pare o chestie destul de dificilă pentru mine, da? Eu ca și eu de fapt sunt graphic designer, da? Ok. Căutările astea le fac de plăcere. Este, uite, trebuie neapărat să vedeți, este această greenhouse, cum zic americanii sau străinii, sera Palatului Marincu. În zona de sud, cred că sunt maxim 2-3 astfel de sere. Uite, chiar dacă, uite, nu știu dacă e deschis, că poți să te duci chiar lângă ea. Din păcate, ea în 2007 a ars. Uh-huh. Și a rămas în starea asta. Ei cât de curând autoritățile o să facă în așa fel încât să o restaureze, pentru că am promovat de mult încât și-au dat și seama că este o bijuterie. Acum, pe bune, în câte palate mai vezi o astfel de seră? Puține. Da. O altă chestie pe care nu știu ce a vrut să facă, dar eu cred că de fapt acest spațiu, care în mod normal
la palate sunt puse în față, sunt puse niște statui. Mm-hmm. Ei, locul ăsta de fapt nu este pentru statui de piatră sau din alt așa material, mm-hmm. sunt pentru statui umane. Fiecare să vină și să-și pună felul lui, da? Artist sau nu. Deci asta este locul statuilor umane, așa le zic eu, acum, na. Stânga, dreapta, bineînțeles, erau scările care urcau către interior, către una din acele camere. Dependințele, care erau destul de frumoase, făcute în Art Nouveau, uh-huh. deci, și, dar au fost modificate după ce a devenit acest palat, după ce a devenit școală, liceu. Au fost modificate pentru că aveau nevoie de mult mai mult spațiu și atunci au fost continuate și modificate, dar încă se mai păstrează zonele, intrările și adică zona unde se intra, pentru că na, doar formele se mai păstrează din partea originală. Aici era zona de joacă sau de sport, pentru că e făcută special, mai ales că e și puțin ridicat și acolo sunt niște scări și probabil se juca fotbal, tenis, na, fiind, sau mai mult cred că tenis sau volei, fiind liceu de fete. Un alt, pentru că are foarte multe balconașe sau zone de relaxare. O să urcăm și noi să vezi că, cum se vede de la balconaș. Aici este depozitat o veche barcă găsită pe Dunăre. Aha. Da? Pentru că oricum suntem în orașul Calafat, care Calafat vine de la călăfătuire, asta este una din, care de fapt înseamnă ungerea navelor. Pe la 1410 este prima atestare, ca și vamă sau oraș port, ceva, bine, oraș port, de fapt port, zonă de port. Eu zic să intrăm aici pentru că se vede oricum, se vede foarte frumos. Avem vedere către, jos că, avem inclusiv vedere către palatul. Atunci, hai că mergem mai sus. Către hotelul Marincu, ați văzut în poze, uite cât de frumos e, să te plimbi. Bine, acum dai seama, na, suntem și noi romantici, da? Mergem și vedem, ți arăt, uite acolo e portul. Și se duce exact până acolo, adică poți să faci o mică plimbare pe... Deci tu unde-ți bei cafeaua? Eu în spate, la seră. Acolo? Da, e perfect locul. Uh-huh. Iar aici oricum bate soarele dimineața și nu. Dar bate nu și vântul, se simte bine. Da. Ați văzut exteriorul? Da. Vreți neapărat să vedeți interiorul? Da. Eu cred că n-ai micuț așa. Vreți să ni-l arăți așa, nu știu. Hai să vedem și interiorul. Da, aici e foarte mult soare, ca să știți, da? Așa. Aici e cel mai cald din țară, nu știu dacă m-am spus. Acest palat am uitat să menționez că este actualul muzeu de artă. Într-un astfel de palat frumos trebuie neapărat să fie și mai multă artă, da? Bineînțeles. Dar este și zona consulatului bulgar, pentru că suntem vidini, avem podul aproape și ei sunt prietenii și frații noștri, cum ar veni. Da. Pentru că pe 9 mai, și vă invit, în fiecare an de vreo 7-8 ani încoace, se face reconstituirea războiului de independență. Sunt câțiva oameni frumoși și nimoși de aici din Calafat, care aduc din Bulgaria, din Craiova, din toate satele de aici și liceele de pe lângă, copii care sunt îmbrăcați în îmbrăcămintea de atunci, de la războiul de independență, și practic fac o reconstituire. Sunt două zile în care sunt tot felul de evenimente legate cu războiul de independență. Bineînțeles că ăsta este orașul independenței, că suntem în Calafat, da? De aici s-a tras prima și aici a zis Carol întâi, asta e muzica ce îmi place. O să mergem și în locul ăla acolo, da? Okay. Hai să intrăm. Locul cu cel mai multe monumente. Exact, cel mai multe monumente destinate aceluia și eveniment, da? Hai să intrăm în interior să vedeți frumusețea, da? Putem să intrăm, da? Și că ne lasă, hai să mergem. Bun, asta este o scară monumentală, așa numesc eu o scară monumentală din vestibul, da? Sau asta, să zicem că ăsta este vestibulul și intrăm după aia în sala de bal. Pentru că suntem în palatul? Bineînțeles, Marincu. Așa. Aici toate detaliile sunt făcute la maxim, inclusiv oglinzile, da? Never ending venețiene. Aici în primul război mondial, se zice că bulgarii au vrut să spargă și au tras în asta, așa e legenda.
Și au tras și nu s-a spart, că nu știu, s-au aruncat cu pietre, ceva de genul, și nu s-au spart. Și acolo, uite, deci tot palatul era încălzit, avea, na, camera de cu boiler, cu tot. Da. Deci aici nu există sobe. Și să intrăm în palat, în sala de bal. Marmură, ce bun. Aici Adoti Pietru și-a făcut de cap. Da. Și inclusiv Francis Tribalski și el și-a pus semnătura, să zicem, da? Totul e la maxim aici. Practic, acest palat este numărul 2 în Oltenia, după palatul Jean Mihail din Craiova. Okay. Ca mărime, frumusețe, legendele sunt cam la fel, adică okay. La fel, Marincu zice când a făcut acoperișul, a vrut să pună numai cu aur, cu monede de aur. Da. Bine, astea sunt mai multe în toată țara, dar și aici, ca și la Craiova, bineînțeles că este legenda asta. Și aici aveam, bineînțeles, în sala de bal, aveam două oglinzi, una dintre ele este acoperită pentru că este zona unde este pianul. El are foarte multe camere. Actual este muzeu de artă și sunt câteva expoziții destul de frumoase. La parter este o expoziție permanentă cu Războiul de Independență. Deci din bal, cei care vreau să se retragă și să fie mai intim, intrau în camera turcească. Hai să vedem și camera turcească. Aici la fel este o zonă de birou, cred eu că era birou, dar camera turcească, trebuie să vedeți camera turcească. Și cum e vorba aia, ce se întâmplă în camera turcească, să rămână aici. Da? Noi nu rămânem aici, mergem mai departe, dar câte detalii. Orice palat trebuie să aibă, bineînțeles, camera turcească. Și culmea, am găsit anul ăsta niște poze cu camera turcească din palatul Jean Mihail. Nu mai există. Aici, la Marincu, încă există. Da. Da. Ideea e că și la... Deci aici se bea, se fuma, nu? Narghilea? Am zis, ce se întâmpla rămâne aici, gata. Da? Deci a rămas. Și mai mergem încă o cameră destul de importantă, pentru că sunt busturile. Astea au fost recuperate din cavou pe care l-am văzut în cimitir. Așa. Și au fost aduse aici. Okay. Deci sunt destul de frumoase. Asta este Mărioara, cea care, ultima care a murit și pentru care a construit acest palat. Cum v-am povestit. Uh-huh. Da? Uh-huh. Ce interesant, avem aici inclusiv albumul de nuntă al lui George Marincu. Nunta s-a făcut la Poiana Mare, Poiana ce Grande, cum glumesc eu. Ideea este că ce interesant, cine a fost nașul lui George Marincu? Marele Argetoianu. Și era așa micuț, că era tânăr. Uh-huh. Cred că prin 1920 sau oare ceva de gen. Oare se poate găsi albumul ăsta pe undeva? Cum? Nu. Aici nu. E unicat, este singur. Aici avem inclusiv o... Nu, în sensul în care o copie după el? Nu este. Okay. Nu este pus nicăieri. Am făcut eu niște poze, dar n-am apucat niciodată să le pun. Uh-huh. Iar aici vedeți arborele genealogic al familiei Marincu. Bineînțeles, primul Marinko Cenovici. Novoselo în Timoc, Valea Timocului, da? Poiana Grande. Uh-huh. Și după aia se continuă inclusiv pe zona asta. E bine că cred că Florența Marincu, cea care a donat tot statului după, sau mai multe lucruri ale familiei, care a murit acum 3-4 ani de zile, trebuia să ne întâlnim și n-am apucat. Uh-huh. Și pare foarte mult, pentru că, uite, chiar dânsa este când era tânăr. Uh-huh. Dar drăguță, când am avut un tur, mulți au zis, mama mea. Că e frumoasă. Uite cât de frumoasă. Și la aici l-avem pe George Marincu, doctor Ilie Marincu, Ștefan Marincu, Ionită Marincu, cel bătrân. Încă mai există conacul lui Ionită, da? Ambele conaci ale familiei, dar unul din ele era construit pe la 1830 de către Obremovici, da? Trebuie neapărat să vedeți luminatorul. O să pun cadre, da. Da. Deci cât mai multe. Și apoi, hai să vedem și alte camere. We'll be right back.
exemplu, asta îmi este drag pentru că și socrul meu lucra la ea. Așa? Da. Iar el mi-a povestit că aici mai erau decât 3-4 părți și a luat totul și a multiplicat. Aha. E bine că a avut după ce să multiplice. Da, da, da. Și zona feminină a palatului, așa, mie îmi place foarte mult pentru că e așa mai retrasă, mai romantică. Este bovindou ăla superb, unde probabil acolo era bine e bine să servești un ceai. Bineînțeles că este toate expozițiile de aici din palat, pe Muzeul de Artă până la urmă, sunt superbe și trebuie vizitate. Deci, dacă vă faceți drum prin zona Calafatului în Dolj, este o zonă destul de frumoasă. Deci pe lângă căsuța asta micuță așa. Pe lângă că vezi palatul acesta, vezi și o expoziție, deci da, doi da. În Mai multe. Deci, asta este zona, hai să zicem, feminină, așa am denumit-o eu. Mai avem și în partea altă. Voi știați că e chiar și un arhitect celebru. Ia uite că îmi scapă numele, uite ce slab sus am. Și are expoziție permanentă sus acolo. Aha. Dar nu o să o vedem noi astăzi. O altă cameră. Bine, mie îmi plac detaliile astea mici. Pe lângă, și acolo era un calorifer, nu? Calorifer, da. La fel, bovindourile, mamă, sunt superbe. O să le vedeți și de afară. Stucaturi peste tot. Aici este zona cu expoziție săptămânală. În fiecare săptămână se schimbă expoziția, da? O altă cameră. Și nu știu cum facem, că tot timpul noi revenim la sala de bal. Nu știu, e o coincidență. Doar să vă imaginați. Acum toate evenimentele culturale aici se întâmplă, lansări de cărți, expoziții, toată scena culturală aici se întâmplă în palat, pentru că trebuie să fie un palat al artelor. Da. Cum zic americanii, Palace of Fine Arts, da? Uh-huh. Și aici chiar sunt arte faine, da? E deosebit. Bun, să continuăm mai departe. Bun, acum urcăm și la etaj, unde o să vedem o expoziție de arhitectură, mai ales că arhitectul care vă spuneam, Duiliu Marcu, este călăfătean, marele arhitect, da? Și este și o expoziție permanentă cu operele lui. Dar, încă un lucru, aici este și, găsim și, hai să zicem, biroul, da? Unui artist calafetean, care face tot timpul lucruri frumoase, inclusiv chestia aia e super tare acolo. Dar să vedem, aici îl vedem, o expoziție, Duiliu Marcu. N-am aflat unde era casa lui, dar e bine că există. Uite cât a făcut. Da, foarte mult. E unul din arhitecții foarte importanți ai României. Și bineînțeles, cum să nu devii un astfel de artist, că na, pe lângă arhitect e artist. Da. Când te naști și trăiești în orașul ăsta superb, care este, culmea, foarte, foarte puțin promovat. Foarte exact. Puțin promovat. Iar de aici se iese pe verandă, pe una din ele. Și ar fi bine să prindeți și o mică... Dar cred că mai sunt și altele făcute de el. Da. De aici se vede, cred că super ok să filmați. Ia să vedem cum se vede de aici. Nu încoa. Ia. Aici pentru cei care vreau să fie mai intime așa și vreau să vadă cine vine la petrecere. Să urmărească. Să urmărească, da. Aici o altă zonă de artă. Aici oricum
peste tot nu mai iartă. Și vedeți, hai să zicem, cam așa sunt ca la fetenii, de obicei în weekend, da? Cu un îmbrăcăminte tradițională. Da, cam așa. O altă verandă, unde se vede, culmea de aici, se vede și gara. Uite cât de frumos se vede. Dacă e deschis, hai să mergem să vedem. Da, trebuie neapărat să se vadă și gara. Nina Prima. Și în depărtare, orașul Vidin. Doar să vedeți cât de superb. Gara, acolo, în spate, orașul Vidin. Aici, vechea grădină a palatului, o să vedeți inclusiv sera. Acolo avem turnulețul în spate, foișorul sau farul, cum îl denumesc eu, farul oraș portului Calafat. Este super romantic, mai mult de atât ce... În imediata apropiere este una din casele Ciupag, da. Cam care ar fi? Vis-a-vis. Aha, asta cu acoperișul... Da. Crem, așa. Nu prea mă pricep la culori. Acolo, pentru că nu o să ajungem, dacă voi puteți să dați cu zoom, acel turnuleț este de la casa Ilariu Marian, fost primar și prefect de Dolj. Îl vedeți exact acolo. Din dreptul, pentru că unei macarale, este foarte multă galbene, vegetație parcă în curte și nu o să vedeți turnulețul de lungă când o să ajungem în zona aia. Dar îl vedeți de acum. Oricum, în orașul ăsta, arhitectura, nu știu, este total specială, pentru că sunt foarte multe case care au astfel de turnuleț, o să le și vedeți. Dar doar să vă imaginați, deja m-am plictisit de bal, da? Da. Și seara am ieșit pe terasă să beau un pahar de vin, pentru că oricum e vinul destul de bun aici în zona. Și să admir și peisajul. Dunărea, în spate acolo, cum se văd toate luminițele din orașul Vidin, la fel din Vidin cum se vede orașul Calafat. Iar între Calafat și Vidin sunt două mici insulițe, care sunt ale noastre pe în România. Și eu, de exemplu, mă duc cu cumnatul, de exemplu, care e pescar înrăit, și el de obicei mă duce cu barca până pe ultima insulă, care e fix la, cred că, 300 de metri de Vidin. Uh-huh. Și se vede tot orașul. Iar în zona aia de acolo de port, practic acolo sunt petreceri, fanfare, iar noi stăm cu cortul pe plajă, da? Și ascultăm toată muzica de acolo. Deci este un oraș superb. Am foarte mulți prieteni care atunci când vin pentru prima oară aici în Calafat, zic: noi trebuie neapărat să ne cumpărăm o casă. Iar casele, ca să știți și voi, încep de la 20.000. Casa din spate, care e dita mai casa, s-a vândut cu 100.000. Hotelul Marincu cu 30.000 de euro. Da. Deci, ca să vă dați seama, da? Da. Dacă nu puteți sau nu aveți bani de o casă mai mare, puteți să vă luați și o căsuță mică sau cort. Nu contează. Trebuie neapărat măcar o dată în viață să veniți aici în Calafat.